Zahăr brun sau alb? Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem atunci când avem de ales între cele două sortimente ale alimentului de bază folosit pentru îndulcire. Care este diferența dintre ele? Spre deosebire de zahărul alb, zahărul brut de trestie, așa cum o demonstrează și numele, nu este complet procesat. De ce este mai bine să fie neprocesat? Pentru că prin procesarea completă, îndulcitorul rafinat își pierde total conținutul de minerale. Conform producătorilor, zahărul brun este mai gustos decât cel alb, întrucât conține o aromă naturală de melasă ce este asemănătoare cu cea caramelului. Melasa conține cantități importante de vitamine și minerale, printre care cantități foarte mari de calciu, magneziu, potasiu și fier. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că zahărul alb reprezintă 99,9% zaharoză pură, iar cel brun este constituit din 97% zaharoză, 2% apă și 1% alte substanțe. În ceea ce privește caloriile, diferența nu este foarte mare. 100 de grame de zahăr brun conține aproximativ 370 de calorii, în timp ce 100 de grame din cel alb conține aproximativ 390 de calorii. Zahărul brun, cel mai frecvent întâlnit în comerț, este obținut chiar din cel alb rafinat, la care se adaugă, da, ați ghicit, melasă. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui să vadă și prietenii tăi. Salut!